O tânără merge la un restaurant la modă cu logodnicul ei și, pe neașteptate, îl găsește pe tatăl ei la o întâlnire cu amanta lui. În loc să-l expună mamei sale, ea decide să-i dea o lecție pe care nu o va uita niciodată. Marina se întorcea acasă după încă o zi obositoare de muncă într-un restaurant aglomerat din centrul orașului. Își dorea un moment de liniște, dar când a deschis ușa, nu a fost întâmpinată de confortul de acasă, ci de ecourile ascuțite ale unei certuri în familie. Părinții ei, Denise și Clara, erau implicați într-o nouă ceartă, o scenă mult prea familiară care devenise parte din rutina casei. Vocea mamei sale era nuanțată de dezamăgire și furie, în timp ce l-acuza pe Denise de neglijența sa obișnuită. Denise, la rândul său, i-a răspuns iritabil. Fața lui obosită și încordată arăta clar că nu este dispus să se implice. Marina, o observatoare tăcută a schimbului de replici amare, a simțit greutatea ciclului repetitiv de acuzații și scuze. Cu un oftat greu, s-a retras în sanctuarul ei, dormitorul ei, unde s-a trântit pe pat, încercând să scape de frustrarea copăleșitoare. Gândurile îi rătăceau prin labirintul necazurilor familiale. De ce nu pusese mama ei capăt acestei căsnicii turbulente? Clara era o femeie puternică, pe deplin capabilă să se descurce fără o relație care se deteriorase în mod evident de-a lungul timpului. Marina nu putea înțelege încăpățânarea mamei sale, sau poate teama, care o ținea într-o situație atât de dureroasă. La 25 de ani, Marina se afla într-o etapă crucială a vieții sale. Logodită, locuia încă sub acoperișul părinților, o decizie practică menită să economisească bani și, în cele din urmă, să-și permită o casă a ei. Cu toate acestea, această alegere a obligat-o să asiste zilnic la tensiunile din ce în ce mai mari din familia ei. Rădăcina problemei părea să fie întotdeauna tatăl ei, Denise, un bărbat a cărui natură dominatoare fusese evidentă încă din copilărie. Comportamentul dur al lui Denise se extindea dincolo de soția sa, atinându-i pe toți cei din jurul său, inclusiv pe fiica sa. Certurile erau un ritual aproape zilnic, Denise găsind întotdeauna un pretext pentru a-și justifica izbucnirile. De ce nu poți face nimic cum trebuie? Clara, nici măcar nu poți servi cina suficient de repede. Vocea lui Denise bubuia prin casă, reverberând tensiunea care pătrunsese de mult timp în căminul lor. Clara, însă, a refuzat să rămână tăcută în fața abuzurilor verbale. Cum rămâne cu tine? Când vei înceta să te mai comporți ca un oaspete în casa asta și vei începe să ajuți? A ripostat ea, vocea ei purtând greutatea a ani de resentimente și epuizare. Clara purtase povara financiară a familiei încă de când un accident la o fabrică de pantofi o lăsase incapabilă de muncă și o obligase să se pensioneze anticipat. Pensia ei, în mod ironic atât o binecuvântare, cât și un blestem, a plătit facturile, dar l-a și legat pe Denise de ea mai mult din comoditate decât din dragoste. El îi controla contul bancar și cardurile, adăugând un alt nivel de tensiune la relația lor deja tensionată. Interacțiunile lui Denise cu Marina nu erau mai puțin tensionate. De multe ori o miustra. Ar fi trebuit să fii căsătorită și să pleci din casa asta până acum. Ești doar o risipă de bani. Cuvintele lui o făceau să se simtă mai degrabă ca o povară nedorită decât ca o fiică iubită. Marina, prinsă într-un mediu opresiv, tângea după o schimbare, o gură de aer proaspăt care ar putea readuce normalitatea și fericirea în viața ei și a mamei sale. A economisit fiecare bănuț pe care îl câștiga pentru a-și construi o casă nouă împreună cu viitorul ei soț. Într-o zi, Denise a anunțat că trebuie să plece brusc într-o călătorie de afaceri, susținând că are un interviu de angajare în alt oraș. Vestea a adus o licărire de speranță pentru Clara, care a crezut că aceasta ar putea fi schimbarea de care avea nevoie pentru a contribui mai activ la bunăstarea familiei lor. Dar adevărul, după cum avea să descopere în curând Marina, era departe de așteptările optimiste ale mamei sale. A doua zi, Marina a planificat o ieșire relaxantă cu logodnicul ei pentru a scăpa de tensiunea de acasă. S-au plimbat printr-un parc înainte de a se decide pentru un prânz romantic la un restaurant la modă, departe de rutina lor zilnică. Marina nu știa ce o așteaptă acolo. Când au intrat în restaurant, Marina l-a recunoscut imediat pe tatăl ei. Era acolo, nu la un interviu de angajare în alt oraș, ci stând cu o frumoasă străină, împărțind râsete și gesturi intime. Marina a înghețat în șoc, privind cum tatăl ei o săruta pe femeie. Furia ei a dat în clocot, dar în loc să-l confrunte public, a pus la cale un plan. Marina și-a scos discret telefonul și a făcut o poză lui Denise și amantei sale. Mai târziu, în intimitatea camerei sale,
a apelat la tehnologie pentru răspunsuri. Folosind o aplicație de recunoaștere facială, ea a încărcat fotografia. Câteva momente mai târziu, aplicația a identificat femeia, Olga, o arhitectă cunoscută. Marina a cercetat rețelele sociale și profilurile profesionale ale Olgăi, descoperind că admiră munca și inteligența femeii. Cum ar putea cineva atât de realizat să fie implicat cu tatăl ei? Singura explicație logică era că Denis o înșelase și pe ea. Înarmată cu aceste informații, Marina și-a pus planul în aplicare. Câteva zile mai târziu, ea și-a anunțat părinții. Mâine, Andrei și cu mine vrem să vă prezentăm proiectul casei noastre. Voi pregăti o cină specială. Clara s-a bucurat de entuziasmul fiicei sale, în timp ce Denis părea încântat de perspectiva iminentei ei plecări. A doua zi, Marina a pregătit minuțios cina cu ajutorul colegilor ei de la restaurant. Masa a fost aranjată elegant, reflectând importanța ocaziei. Când totul a fost gata, Marina i-a spus tatălui ei să fie răbdător. Îl așteptăm pe arhitectul nostru, a spus ea. Denis, neimpresionat, a mormăit, dar a rămas așezat. Câteva clipe mai târziu, a sunat soneria. Marina a deschis ușa și a văzut-o pe Olga, arhitectul, care, fără să vrea, urma să devină un jucător esențial în planul Marinei. Denis a devenit palid la vederea amantei sale, în timp ce Olga a încremenit, clar șocată să-l vadă pe Denis acolo. Ce faci aici, Denis? A întrebat Olga, cu vocea plină de confuzie. Marina a intervenit, invitând-o pe Olga să li se alăture. Scena era pregătită, iar adevărul era pe cale să se dezlege. Olga, acest ticălos este tatăl meu, a început Marina, cu vocea tremurându-i de un amestec de furie și ușurare. Te-a mințit. Nu e bogat, nu are succes, nu deține nimic. E doar un parazit care o exploatează pe mama. Cuvintele ei atârnau greu în aer. Clara, care urmărise în tăcere desfășurarea scenei, părea uluită. Despre ce vorbești? Ce se întâmplă? A întrebat ea, cu vocea tremurându-i de greutatea revelației. Mamă, tata te înșeală, a exclamat Marina, cu vocea frântă. L-am văzut la un restaurant scump cu Olga, cheltuind banii tăi. Denis, disperat să salveze situația, a început să se ridice de pe scaun, căutând o cale de ieșire. Dar Andrei, logodnicul Marinei, i-a blocat calea cu o hotărâre calmă. Marina a povestit apoi cum descoperise aventura tatălui ei, cum se prefăcuse că este milionar pentru a o impresiona pe Olga, etalând o avere care nu era a lui și cheltuind pensia câștigată cu greu de Clara pe cadouri somptuoase pentru amanta sa. Adevărul a lovit-o pe Olga ca un trăsnet. Lacrimi de umilință și furie i-au curs pe față când și-a dat seama că fusese înșelată de un bărbat în care avusese cândva încredere. Îmi pare atât de rău, Clara. Habar nu aveam, a șoptit ea, cu vocea abia audibilă. Clara, care îndurase ani de zile de trădare și amărăciune, a ajuns în cele din urmă la punctul ei de rupere. Ridicându-se brusc, cu mâinile tremurându-i de furie, l-a pălmuit pe Denis peste față. Ieși afară din casa mea, a cerut ea, cu vocea înghețată de hotărâre. Dacă nu, voi chema poliția. Denis, lipsit de autoritate și control, nu a avut de ales decât să se supună. A părăsit casa într-o tăcere stupefiantă, respingerea familiei sale fiind o lovitură brutală. Dineul, inițial gândit ca o sărbătoare, a devenit un punct de cotitură care a rupt legăturile care îi legau de un trecut toxic. Olga, încă zguduită, și-a cerut scuze abundente. În semn de recunoștință față de Marina pentru dezvăluirea adevărului, s-a oferit să le proiecteze gratuit casa visurilor lor. Cu banii economisiți, Marina și Andrei au construit în sfârșit o casă spațioasă și confortabilă, un adevărat sanctuar al păcii și fericirii. Au invitat-o pe Clara să locuiască cu ei, oferindu-i un nou început și promisiunea unor zile mai luminoase și mai calme. Vechea casă, un loc împovărat de ani de durere, a fost vândută. Vânzarea ei a marcat sfârșitul unui capitol tumultuos din viața lor. În ceea ce-l privește pe Denis, consecințele acțiunilor sale au fost rapide și nemiloase. Fără slujbă, fără sprijinul financiar al soției sale și fără familia pe care o crezuse de la sine înțeleasă, el s-a trezit în situația de a se descurca cu slujbe mărunte. Clara și Marina au rupt toate legăturile cu el, nedorind să ierte anii de durere pe care îi provocase. Pentru ele, Denis devenise un străin, o persoană pe care propriile alegeri o îndepărtaseră de viața lor. Și vouă, dragi cititori,
ați putea ierta trădarea? Împărtășiți-vă gândurile în comentariile de mai jos. Dacă ți-a plăcut această poveste, nu uita să dai o apreciere și să te abonezi la canalul nostru. Până data viitoare!